Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebra actriță Slatir Coglu este la știri pentru recentele sale interviuri în care este sinceră. Slatir Coglu, care stârnește curiozitatea atât pentru cariera sa de succes ca actriță, cât și pentru viața ei privată, a făcut de această dată declarații notabile despre Halil Ibrahim. În interviul acordat revistei Hello, ea a vorbit despre impactul lui Halil Ibrahim asupra carierei și vieții ei. Slatir Coglu a explicat dificultățile pe care le-a întâmpinat de la începutul carierei sale de actorie și sprijinul pe care l-a găsit pe acest drum. Actoria a fost întotdeauna visul meu. Cu toate acestea, nu a fost ușor să progresez pe această cale. Halil Ibrahim a fost întotdeauna alături de mine și m-a susținut, a spus el. Referindu-se la rolul lui Halil Ibrahim în cariera sa, Slatir Coglu a spus: dacă Halil Ibrahim nu ar fi muncit atât de mult, poate că nu aș fi fost aici astăzi. Perseverența și determinarea lor m-au inspirat de asemenea. Aceste cuvinte au scos la iveală încă o dată legătura puternică care îi unește pe cei doi. Vorbind despre armonia lor pe scenă, Slatir Coglu a spus: este întotdeauna o mare plăcere să lucrez cu Halil Ibrahim. Mă simt mai confortabil pe scenă cu el și asta se reflectă în performanța noastră, a spus el. Chimia dintre duo este exprimată frecvent și de fanii lor. Slatir Coglu declară că simte sprijinul lui Halil Ibrahim în viața ei privată. El este alături de mine nu numai în afaceri, ci și în viața mea privată. Mi-a dat moral în momentele grele și am depășit multe dificultăți împreună, a spus el. În ceea ce privește proiectele sale viitoare, Slatir Coglu a spus: mi-ar plăcea să particip la noi proiecte cu Halil Ibrahim. Lucrul cu el a fost întotdeauna sursa mea de motivație, a spus el. Această declarație a creat mare entuziasm în rândul fanilor duo-ului. Slatir Coglu a împărtășit secretul succesului ei: succesul este rezultatul perseverenței și pasiunii. Fără sprijinul lui Halil Ibrahim, mi-ar fi fost greu să ajung aici, a spus el. El a subliniat că încrederea lui Halil Ibrahim în el a avut foarte mult de a face cu succesul carierei sale. Vorbind despre interesul ei pentru proiectele de responsabilitate socială, Slatir Coglu a spus: participăm la multe proiecte de responsabilitate socială împreună cu Halil Ibrahim. Pentru noi este foarte important să aducem beneficii societății. El a declarat că prin aceste proiecte intenționează să contribuie la societate. În ceea ce privește interesele lor comune, Slatir Coglu a declarat: avem multe hobby-uri. În comun cu Halil Ibrahim, ne-am plimbat împreună prin natură și ne-am bucurat să descoperim locuri noi, a spus el. Acest lucru a arătat încă o dată cât de puternică este legătura dintre cei doi. Vorbind despre modul în care se confruntă cu dificultățile, Slatir Coglu a spus: nu este ușor să lupți împotriva dificultăților vieții. Dar Halil Ibrahim a fost mereu alături de mine și mi-a dat putere, a spus el. Aceste cuvinte au dezvăluit cât de important a fost Halil Ibrahim ca suport. Referindu-se la legăturile de familie, Slatir Coglu a spus: familia este foarte importantă pentru mine. Halil Ibrahim este deja ca parte a familiei noastre. Petrecerea timpului cu el îmi oferă liniște sufletească. Slatir Coglu a evidențiat armonia relațiilor lor profesionale. Este foarte important să fii profesionist pe platoul de filmare. Relația profesională dintre Halil Ibrahim și cu mine mărește angajamentul nostru față de munca noastră. Această declarație a demonstrat încă o dată importanța pe care o acordă muncii lor. Vorbind despre obiectivele ei în carieră, Slatir Coglu a spus: vreau să merg mai departe în cariera mea și să mă perfecționez constant. Cred că vom semna multe alte proiecte de succes cu Halil Ibrahim. Această declarație a stârnit o mare curiozitate cu privire la proiectele viitoare.
Mulțumindu-și fanilor, Slatircoglu a spus: aș dori să mulțumesc fanilor noștri care ne susțin și sunt mereu alături de noi. Sprijinul dumneavoastră este foarte valoros pentru noi, virgulă, a spus el. Acest mesaj a primit multe aplauze din partea fanilor săi. Vorbind despre sursele ei de inspirație, Slatircoglu a spus: cea mai mare sursă de inspirație în viață sunt cei dragi. Halil Ibrahim este o parte importantă a acestei inspirații, virgulă, a spus el. Aceste declarații au dezvăluit încă o dată cât de emoționant și sincer este actorul. Despre sport și viață sănătoasă, Slatircoglu a spus: pentru mine este foarte important să fac sport și să duc o viață sănătoasă. Halil Ibrahim și mie ne place să facem sport împreună. Slatircoglu și-a împărtășit hobby-urile și simțul divertismentului, citirea cărților, ascultarea muzicii și petrecerea timpului în natură sunt esențiale pentru mine. Împărtășirea acestor hobby-uri cu Halil Ibrahim adaugă o culoare diferită vieților noastre. Slatircoglu, care are o viziune plină de speranță și pozitivă pentru viitor, a declarat: avem multe planuri pentru viitor și încercăm să ne bucurăm de fiecare moment. Punct. Această declarație a dezvăluit clar filozofia de viață a actorului. Vorbind despre pasiunea ei pentru actorie, Slatircoglu a spus: actoria este o pasiune pentru mine. Fiecare nou rol este o nouă aventură. Al avea cu mine pe Halil Ibrahim în aceste aventuri îmi dă o motivație suplimentară, virgulă, a spus el. Sublinind importanța muncii în echipă, Slatircoglu a spus: un proiect are succes cu o bună muncă în echipă. Lucrul alături de Halil Ibrahim ridică spiritul de echipă la cel mai înalt nivel. Această declarație a subliniat încă o dată importanța cooperării. Slatircoglu, care a primit mare interes din partea fanilor ei după interviul acordat revistei Hello, a cucerit din nou inimile cu declarațiile ei sincere și emoționante. Mai ales ceea ce a spus despre Halil Ibrahim a creat momente de neuitat pentru fanii duo-ului. Se pare că Slatircoglu va continua să semneze proiecte de succes în viitor. Pascalii.